Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la emisiunea Panoramic, o emisiune care are ca obiectiv sau ca titlu în această seară Ziua Arhivelor Gorjene, Ziua Arhivelor Naționale. Avem plăcerea ca în studio să vină domnul profesor Ion Hobeanu, inspector principal în cadrul Serviciului Județean Gorj al Arhivelor Naționale, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor acestei emisiuni. O mică precizare, titulatura exactă este inspector superior. Deci așa, inspector superior. Da, încerc scuze, deci da. Superior pe ecran este bine cum inspector superior, numai că eu am zis numai principal. Trecând peste, să zicem așa, această mică corectură care e binevenită. Invitația de astăzi are ca motiv în principal această sărbătoare din viața arhiviștilor gorjeni și de fapt din toată țara, ca în fiecare an la 31 octombrie se sărbătorește Ziua Arhivelor. În același timp, Gorjul o sărbătorește într-un mod mai special și nu numai Gorjul, de fapt toate județele din Oltenia. V-ați dat mâna pentru o lucrare monumentală dedicată primului război mondial, dar despre care o să vorbim pe parcursul acestei emisiuni. Haideți să vorbim mai întâi despre această sărbătoare de 31 octombrie, să intrăm puțin în istorie, mai ales că avem aici și profesorul de istorie și în același timp și cercetătorul, dacă ne gândim la contribuțiile istoriografice din ultimii ani. Așa este. Pentru cei care ne privesc la această oră, trebuie să spunem următoarele lucruri. Arhivele naționale își serbează ziua la 31 octombrie în urma unui eveniment deosebit. În anul 1862, Arhivele statului de la București cu Arhivele statului de la Iași s-au unificat, creându-se Direcția Generală a Arhivelor Statului. Ce trebuie să știm? Că înainte de apariția regulamentelor organice, în anul 1831 în țara românească, în anul 1832 în Moldova, de regulă, în spațiul extracarpatic, nu ne referim la Transilvania, Banat, Maramureș și Crișana, exista o practică ca documentele să se întocmească într-un singur exemplar și acel exemplar să fie purtat, să fie păstrat la beneficiarul celor ce erau prevăzute în document. Pentru a se înlătura abuzurile, pentru a se înlătura arbitrarul, în anul 1831 în țara românească, în luna iunie, și în 1832, începând din ianuarie, în Moldova, se introduce arhiva de registratură. Și atunci, documentele trebuiau să primească un număr de înregistrare, deci trebuiau să fie înregistrate, iar instituția care le emitea trebuia să își păstreze o copie martoră a ceea ce a emis. Și de atunci avem în acest spațiu arhivă de registratură. Instituția care se ocupa de păstrarea delelor, adică dosarelor care nu mai erau utilizate în activitatea curentă, se numeau Arhivele Statului și acestea centralizau la București toate delele create de către instituțiile de stat din județele din țara românească și la Iași pe cele create de instituțiile din ținuturile Moldovei. Trebuie să facem o precizare că Arhivele Statului din țara românească erau în subordinea Marii Vornicii din Lăuntru, adică a Ministerului de Interne, pe când cele din Moldova se aflau sub jurisdicția Marii Vornicii a Dreptății, adică a Ministerului de Justiție. În anul 1862, când statul nou creat în urma dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza
se închega și punea bazele viitoarei Românii, s-au unificat arhivele statului de la București cu arhivele statului de la Iași, s-a creat Direcția Generală a Arhivelor Statului și acestea au fost puse inițial sub jurisdicția Ministerului de Justiție, ulterior trecând la Ministerul Cultelor, Educației și Culturii. Aceasta s-a întâmplat până în 1950, când, după model sovietic, au fost preluate de Direcția Generală a Securității Statului, aflată în subordinea Ministerului de Interne. Pe teritoriul județului Gorj, prima tentativă de a se înființa o arhivă este de la 1872. Aceasta se pare că a și funcționat. Există dovezi în acest sens într-un fond arhivistic, Protoieria județului Gorj, în care se predau toate dosarele de la protoieriile din județ către această arhivă a Gorjului pe la 1885. După care informațiile dispar, nu știm ce s-a întâmplat cu această arhivă. În 1931, la Craiova, se înființează o direcție regională pentru toate județele din Oltenia. Ca urmare a împărțirii administrative din 1950, când se înființează pentru o perioadă de 2 ani de zile regiunea Gorj, ce avea în componență județele, fostele județe Gorj și Mehedinți, în 1951, în 5 iunie, se înființează arhivele statului de la Târgu Jiu. Însă pentru o perioadă scurtă de timp, pentru că după unificarea în 1952 a regiunii Gorj cu regiunea Craiova, înființându-se viitoarea regiune Oltenia, arhivele statului de la Târgu Jiu vor fi puse în subordinea arhivelor de la Craiova și vor funcționa așa până în 1968, când se înființează județele, și atunci se înființează filialele județene ale arhivelor statului de la Târgu Jiu. După Revoluție, în anul 1996, în urma aplicării legii 16 pe 1996, arhivele statului își schimbă titulatura, devenind arhivele naționale, iar fostele filiale județene se transformă în direcții județene. Deci avem și Direcția Județeană Gorj a Arhivelor Naționale, care va funcționa sub această titulatură până în anul 2009, în luna noiembrie, când, în urma reformelor aplicate de guvernul Boc, se va fi retrogradat la nivel de serviciu, deci nu va dispărea, nu va mai fi direcție județeană, va fi serviciu județean. La fel se va întâmpla și cu majoritatea direcțiilor județene și a municipiului București. Deci vor fi retrogradate la nivel de serviciu, iar Direcția Generală a Arhivelor Statului, înființată de Alexandru Ioan Cuza, va ajunge doar o simplă direcție în cadrul Ministerului de Interne. Și sub această titulatură funcționăm și în prezent. Da, cam acesta ar fi pe scurt istoricul arhivelor gorjene și, mă rog, așa, împletit cu cel al arhivelor naționale. În Transilvania situația a fost puțin diferită, n-o să discutăm despre aceasta, ei au tradiție ceva mai îndelungată, având primele începuturi încă de pe vremea conventurilor care se găseau pe lângă mănăstiri și au locurilor de adeverire. Da. Da, e un trecut important. Iată că, într-un fel sau altul, s-au adunat aproape două secole în care putem să vorbim de instituția arhivistică. Instituția arhivelor, da? Da. Ar fi însă de remarcat faptul ce făceau arhivele, să zicem, după regulamentele organice, după 1862 sau, să zicem, în secolul 20, și ce fac acum
instituția arhivelor, pentru că lucrurile s-au mai schimbat pe undeva, dar concluzia este clară. Nu putem, indiferent de contemporaneitate, indiferent de, suntem epoca computerului și toate celelalte, e nevoie de documentul scris, e nevoie să păstrăm acest tezaur extrem de important, care este documentul. Dacă ar fi să răspund așa cu maximă sinceritate la ceea ce spuneți dumneavoastră, o să fiți foarte dezamăgit, pentru că de la înființare și până în prezent, întregul sistem al arhivelor a fost subfinanțat. Deci este o realitate. Pentru că în mentalitatea colectivă, exceptând să spunem pe istorici, arhivele sunt un loc de depozitare a unui tip de maculatură, dacă vreți. Nu neapărat reprezintă locul în care îți păstrezi memoria, unde îți găsești rădăcinile, unde îți găsești trecutul. Și gândiți-vă că în perioada regulamentară, de la județe, au fost preluate dosare până când s-a umplut spațiul aferent de la București. După aceea a existat în preajma anului 1840 o altă perspectivă. Au început să pună problema păstrării selective a informației și a documentelor. Deci erau dele care erau trebuincioase și trebuiau păstrate, să zicem, forever, pentru totdeauna, și erau dele mai puțin trebuincioase care ar fi trebuit păstrate 30 de ani. Și apoi guvernul hotăra ce să se întâmple cu aceste dele. Din punct de vedere al valorizării informației, în secolul al XIX-lea, se considera că documentele domne și documentele cele mai vechi au valoare istorică, nu neapărat cele contemporane pe care le creăm. Și tocmai din această cauză s-au și produs foarte multe distrugeri de arhivă. Mă dau un exemplu și cred că ăsta este nu numai în județul nostru, este undeva generalizat și în alte județe. În anul 1864, pe 30 martie, se înființează primăriile comunale. Atunci, odată cu înființarea lor, normal ar fi fost să se găsească și arhiva creată de aceste instituții. Dacă o să aveți curiozitate și o să intrați pe site-ul arhivelenaționale.ro la secțiunea filiale județene și vă duceți la județul Gorj, veți vedea că sunt foarte puține fonduri de primării comunale care încep în anul 1864. Peste acestea, trebuie să mai punem și trecerea unor nenorociri precum primul război mondial. Gândiți-vă ce înseamnă niște schimbări de regimuri politice. Ne referim aici la perioada legionară. Ne referim la perioada de instaurare a democrației populare în anii 40, când nu conta, orice simbol regal trebuia distrus. De ce să nu ne aducem aminte, cred că cei care sunt de vârsta noastră și ceva mai în vârstă, poate și unii ceva mai tineri, își aduc aminte că în timpul evenimentelor din decembrie 1989, de la balconul Comitetului Central, zburau tot felul de cărți și hârtii în piață. Acele hârtii care zburau nu reprezentau altceva decât arhiva care se găsea în momentul, arhiva curentă care se găsea în momentul respectiv la Comitetul Central. Sau de ce să nu ne aducem aminte de evenimente mai recente din Republica Moldova, când protestatarii au asediat Parlamentul și chiar l-au incendiat. Și vă aduceți aminte cum ardeau arhivele în piața publică. Deci există astfel de evenimente și toate aceste evenimente își spun cuvântul și își lasă amprenta asupra bogăției sau sărăciei de informație pe care o au arhivele. Să știți că din punctul ăsta de vedere, județul Gorj nu se numără printre județele favorizate. Nu. Avem foarte multe
perioade lipsă din această arhivă de registratură care s-a creat odată cu 1832. Prefectura județului Gorj, fosta o cărmuire, o avem pe o perioadă de la 1831 până la 1835, după care sporadic până în 1939 apar aici și acolo câteva dosare și în special dosare sau registre cu state de plată. Nu sunt alte informații mai importante. Deci o perioadă de aproape 100 de ani în care nu există informație sintetică despre administrația din județul Gorj. Păi documentele acestea au existat vreodată sau s-au da. Pierdut? Au existat, o parte din acestea au dispărut în timpul Primului Război Mondial, altă parte au dispărut din cauza neștiinței celor care au fost la conducerea acestor instituții și chiar a celor care au preluat puterea în anumite momente. Au fost trimise vagoane întregi de arhivă pentru că aveau semne legale, pentru că existau astfel de ștampile și așa mai departe, ca să fie folosite ca maculatură prin anii 50. La fel se întâmpla tot așa în perioada interbelică, când se considera că documentele contemporane nu prezintă valoare istorică. Astăzi, să spunem, această instituție a încercat să treacă peste aceste interpretări și orice instituție, orice creator, cum îi spunem noi, este obligat prin lege să-și întocmească un nomenclator arhivistic în care stabilește încă de la început cum își grupează documentele și în funcție de importanța informațiilor conținute de aceste dosare, acestea se păstrează permanent, adică au valoare istorică, sau se păstrează temporar, având termene de păstrare de la un an până la 100 de ani. Și toate aceste nomenclatoare arhivistice sunt confirmate de către instituția arhivelor, prin serviciile județene sau prin birourile județene, acolo unde sunt birouri județene, sau prin arhivele istorice centrale de la București, pentru creatorii de rang național. Din ce știți și vă confruntați cu aceasta și în județul Gorj și de fapt știți și situația colegilor din țară, legea arhivelor pe baza căreia funcționați și a zis că lucrurile s-au îmbunătățit în perioada din ultimile decenii, cel puțin, se aplică cu exactitate, adică avem, se păstrează aceste documente despre care vorbiți sau există instituții, firme, mai ales că s-au dezmembrat unele lucruri, au dispărut fabrici, au dispărut diverse, care creau probabil la vremea aceea arhivă și aceste arhive nu mai există sau s-au distrus, mai avem probleme există, de acest gen. Există și în zilele noastre distrugeri de arhivă, pentru că vedeți noastră cu 4-5 oameni care suntem, nu o să putem controla tot fenomenul arhivistic dintr-un județ. Este aproape imposibil. Ar trebui să facem nu știu câte controle pe zi, să umblăm numai în teritoriu. Noi nu avem numai atribuția aceasta de îndrumare și control. Rezolvăm și cereri, avem și alte atribuții. Există, dar să spunem, încercăm să ținem fenomenul sub control și să acordăm o atenție sporită acelor instituții sau acelor creatori care contează foarte mult în economia și în istoria Gorjului. Deci, economia, cultura, istoria Gorjului, deci încercăm să fim cât mai diversificați. Pentru că există, să spunem așa, o concepție pe care noi o îmbrățișăm, este aceea de a lăsa cât mai multă informație relevantă despre timpul prezent generațiilor viitoare. Că o să vi se pară absurdă această afirmație la un moment dat, adică cum vorbiți despre generațiile viitoare, când voi, de fapt, țineți în depozite ceea ce s-a creat în trecut. Suntem puși în situația atunci când analizăm aceste nomenclatoare arhivistice, să încercăm să răspundem nevoii de cunoaștere și nevoii de informare a generațiilor care vor veni. Vă dați seama că este o muncă ingrată, pentru că nimeni ar trebui să fie unul nebun care să spună că va putea să anticipeze ceea ce ar putea să îl intereseze pe un istoric peste 500 de ani. 500 de ani este prea mult. Haideți să începem peste 50 de ani.
50 de ani este mai apropiat așa de noi și nu o să poți să spui cu exactitate ceea ce ar putea să-l intereseze. Vedeți, există în istoriografie tendința aceasta de a se reconstitui viața cotidiană. Cu, nu știu dacă sunteți așa în temă, dar sunt foarte mulți care încearcă să gătească după rețete din antichitate, încearcă să reclădească anumite castele, anumite, construcții cu metodele și tehnicile care se aplicau acum 1000 de ani sau acum câteva sute de ani. La fel se încearcă reconstituirea acestei vieți particulare departe de viața de curte și de ceea ce este menționat în cronici. Și atunci îți pui întrebarea ca ceva care este, să spunem, banal, pentru că te izbești de el în fiecare clipă, dacă nu merită ca acel banal să devină, la un moment dat, să aibă importanță deosebită și să devină istorie, să fie menționat. Eu știu, poate un fel de a se prepara anumite meniuri de mâncare. Nu știu, sunt întrebări la care noi încercăm să găsim unele răspunsuri. Mai păstrăm eșantioane, de exemplu, în Franța, arhivele din Franța, pe lângă partea de documente, păstrează foarte multe bunuri care au aparținut unor persoane, fotografii de familie, insigne, chiar machetele unor obiective. Deci aproape că se îndreaptă către partea de muzeu, aș zice, nu neapărat către partea aceasta. La noi nu este cazul, pentru că noi suntem specializați strict pe documente, pe preluarea de documente, în primul rând, de la instituțiile și unitățile de stat, dar preluăm și de la societățile cu capital privat de interes public. Oricum, este a fost în dezbatere publică, este un nou proiect de lege care va veni să se plieze pe realitățile din societatea contemporană și să încerce să răspundă la cât mai multe dintre problemele pe care le ridică realitatea din societatea noastră. Păi, una dintre cele mai importante se referă la, deși spuneam că importanța documentului este foarte mare, se referă la faptul că dacă până, să zicem, până acum 10-15 ani și în România, dar mai ales în exterior, dacă mergeai în arhive, trebuia să vii în contact cu documentul, acum, practic, cu un singur click de calculator pe internet sau se pot accesa anumite arhive, cel puțin pe la alții. La noi încă mai sunt probleme de acest gen. Viitorul legii arhivelor, practic, este documentul electronic, mai degrabă decât cel pe hârtie, pe suport de hârtie. Corectă? Întrebare sau în orice și caz, da, afirmație. Și da și nu, vedeți dumneavoastră. Există o întrebare la care trebuie să-i dai răspuns. Documentul acesta clasic, pe hârtie, pe care îl ai, este considerat ca și probă juridică. Da? Cum va fi acel document informatic, să-i spun așa, sau informatizat, că există două aspecte. Este acel document, noi considerăm ca fiind document informatic cel care are semnătura electronică, deci este creat de la început în format electronic, și este cel care a fost digitalizat, adică transpus din format de hârtie pe format electronic. Ce trebuie să știți? Că și în perioadele mai vechi și în perioadele acestea, grija arhivelor a fost aceea de a transpune informația de pe suportul de hârtie, care este cu viață limitată, să spunem, are o viață relativ scurtă, pe alt suport. În perioadele mai vechi se făcea operațiunea de microfilmare și se transpunea informația pe peliculă de celuloid și această peliculă era folosită, deci copia era folosită pentru cercetare, tocmai pentru a prelungi viața și a păstra acel document original, a păstra viața documentului original cât mai lung.
când mai lung timp așa în depozit, că la un moment dat orice face, deci tot se duce, pentru că vedeți dumneavoastră, orice este creat de om, aliaj, hârtie și așa mai departe, ca și om, are o durată de viață limitată. Că nu o să poți să rămâi, indiferent ce ai face, veșnic tânăr. La un moment dat începi să mai cedeze, te mai doare câte un picior, te mai doare câte ceva și așa mai departe. Ei, ca să-i prelungești viața unui bun cultural, și aici este vorba și de documente, în mod normal trebuie să le creezi niște condiții extraordinare de păstrare. Ce înseamnă aceste condiții extraordinare de păstrare? Adică ar trebui să aibă niște fluctuații cât mai mici de temperatură, umiditate, deci temperatură și umiditate, să fie protejate de acțiunea microorganismelor, bacterii, mucegaiuri și așa mai departe, și să fie protejate de acțiunile mecanice. Ori dacă iei un document și tot îl răsfoiești, asta este o acțiune mecanică. În general, primul semn care îți arată că o hârtie a început să împătrânească este schimbarea culorii, nu mai este albă. La început îngălbenește, după aceea acea culoare galbenă se duce către maroniu. Cu cât este mai închisă la culoare, hârtia și-a pierdut din proprietățile fizico-chimice și devine casant, se poate rupe. Mă rog, se poate interveni pe parte de restaurare, se poate lamina, se pot aplica diferite tratamente, dar ideea este că în principiu ar trebui să transpui informația pe un alt suport și acel suport, mă rog, informatic, celui ce este, să-l dai în cercetare și să nu dai original. Pentru asta este nevoie de foarte mulți bani, este nevoie și de persoane care să facă această activitate. La noi s-a început și o să găsiți pe site-ul Arhivelor Naționale, deci pe Arhivele Naționale este undeva digitalizarea arhivelor medievale, s-a început un proiect pe niște fonduri norvegiene, încă nu este terminat, doar s-au scanat, urmează partea de descriere și de punerea lor pe site. Au fost digitalizate toate documentele medievale până la anul 1600, inclusiv anul 1600, păstrate în sistemul Arhivelor Naționale, mă rog, câteva mici excepții, cele care mai necesită restaurare, care au avut niște formate atipice și nu au putut fi scanate cum trebuie, dar să spunem, în principiu, 99% din ce a fost document medieval a fost scanat, acum urmează să se prelucreze, ca după un dublu clic pe acel link să poți vedea documentul, adică copia documentului, să o poți mări. Da, aveți aici un dublu rol și, să zicem așa, pe undeva oamenii vă apreciază ori pentru una din fațetele activității dumneavoastră, ori pentru cealaltă, deși ele sunt la fel de importante. Dacă acele documente vechi de care vorbeam, acelea de la 1600 și toate celelalte, sunt importante mai ales din punct de vedere al cercetării istorice. Da. Pentru oameni și mai ales după 1989, arhivele au devenit, să spunem așa, factorul principal pentru redobândirea proprietăților. Și nu numai, dar joacă un rol foarte important în această, sau au jucat în anii de după 1990 un rol foarte important. De asta aș vrea să vorbim puțin și despre cealaltă fațetă a arhivelor, nu numai aceea în care cercetătorii vin să ceară sau dumneavoastră faceți efectiv cercetare și publicați, dumneavoastră ca și instituții și publicați diverse lucruri ce găsiți în arhive, dar aveți și o altă latură a activității administrativă de data aceasta, dar foarte importantă și foarte căutată. Da, este adevărat. După 1991, cel puțin la noi aici în Coș, dar nu numai, la nivel de întreaga țară, au fost depuse cereri pentru eliberare de copii extrase și certificate după documentele pe care le deținem pentru a se reconstitui drepturile de proprietate. Și în prezent, să știți că se constată menținerea numărului mare de cereri. Deci nu vor numai după acte de proprietate. Sunt foarte mulți care își caută origine, vor după acte de stare civilă. Sunt alții care vor după documente ale instanțelor de judecată, deci hotărâri judecătorești, partaje și așa mai departe, ce s-au făcut de-a lungul timpului. Dar sunt și după
diferite decrete de expropriere. Au fost și perioade în care s-au recalculat pensii. Mi-aduc bine aminte, anul 2005, când am avut un record absolut de cereri, tocmai pentru că au fost recalculate pensiile, dar au fost și niște, au fost niște acte legislative care ne obligau ca în termen de 10 zile să răspundem pentru la cereri de documente pentru a atesta proprietate. Și acel an n-o să uit așa curând, pentru că efectiv ne-a paralizat întreaga activitate și, așa cum spuneam și mai înainte, pe lângă partea aceasta de îndrumare, de control, pe lângă realizarea unei evidențe cât mai bune a ceea ce există în depozite și pregătirea pentru transpunerea pe alt suport decât cel de hârtie a informației, o avem și pe aceasta de a răspunde la solicitările cetățenilor. Și să știți că sunt destul de multe. Cred că dacă o să ne uităm, prin bilanțurile care au fost publicate în presă, cred că s-au evidențiat în primul rând această activitate care în timp, pentru cel puțin pentru județul nostru, s-a transformat în activitate principală. Deci a devenit una din activitățile de bază, aceea de a răspunde la cererile cetățenilor. Și, mă rog, să spunem așa, lăsat pe plan secund partea de cercetare, care pentru lucrări științifice, care practic aproape că lipsește de la noi. Mă rog, încercăm să răspundem așa unor nevoi de cunoaștere a societății pentru unele momente, cum a fost și cel al împlinirii 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial. Da, pentru că ați adus vorba de acest lucru, să vorbim de această carte monumentală, îndelung așteptată, pentru că e pregătită de ceva timp, e vorba și să o arătăm și spre cameră. Deci, e un volum, după cum vedeți, destul de mare, Oltenia în primul război, album de documente, este de fapt momentul de lansare a acestei cărți pe Gorj, da? Pe Gorj, pentru că e doar cei veită de la tipografie această carte. Ce ne puteți spune despre ea? Păi pot să vă spun așa câteva lucruri. Încă din anul 2014, din toamnă, s-a hotărât ca pentru anul 2016 să se editeze un album cu documente și fotografii păstrate în fondurile și colecțiile serviciilor județene din Oltenia, care să ilustreze perioada de participare la lupte și apoi perioada de ocupație din timpul primului război mondial și nu numai, că o să vedeți că sunt în ea documente și foarte multe documente și după încheierea primului război mondial. Mai ales că foarte multe dintre acestea ce fac? Evaluează pagubele pe care le-au produs trupele de ocupație. Din păcate, pentru județul nostru, să spunem așa, tezaurul de informații a fost mai sărăcăcios, așa? Am zis de la bun început că prefectura este aproape distrusă, există foarte puține informații, cele mai multe sunt de pe primăria orașului Târgu Jiu, de pe protoieria județului Gorj, dar mai sunt câteva inclusiv de pe consideratul agricol, inclusiv ordinul de zi prin care se aduce la cunoștința trupelor decesului Caterinei Teodoru. Există foarte, mai ales la noi în județul Gorj, există mai multe rapoarte post care vorbesc despre distrugeri provocate localurilor de școală, distrugeri provocate localurilor de primărie, distrugeri de arhivă. Există niște evidențe care vorbesc despre distrugeri ale unor păduri, pentru că au fost exploatate în ras. Există foarte multe plângeri ale celor
care au avut de suferit. La un moment dat am publicat acea declarație a lui Herman Solomon, că a fost prigonit pentru că a luptat la Podul Jiului în 14 octombrie. Și multe, multe altele. Ei, plecând de la existența acestor documente, fiecare serviciu județean și-a desemnat personal care să se ocupe de depistarea documentelor pe care le-au considerat ca fiind reprezentative, începând din perioada premergătoare intrării României în război și terminând cu perioada în care se făceau aceste evaluări. Din păcate, Serviciul Județean Gojal Arhivelor Naționale nu are o colecție de fotografii, așa cum au cei de la Serviciul Județean Olt, care au pus mai multe fotografii. Este vorba de peste 300 de documente și fotografii din arhivele de la Severin, Craiova, Slatina, Vâlcea și Târgu Jiu. Împreună încearcă să ilustreze, să spunem așa, perioada premergătoare când autoritățile militare și cele administrative pregăteau teritoriul pentru intrarea României în război. Există o foarte scurtă perioadă care reflectă luptele ce au avut loc în toamna anului 1916 în Oltenia, după care Oltenia, începând din noiembrie, mă rog, unele teritorii chiar din octombrie, cade sub stăpânirea ocupantului. Și până în 1918 s-a aflat mereu sub ocupație. Acum sunt peste tot, și în aici la Târgu Jiu și la Severin și în Craiova și la Slatina și la Vâlcea, se vede interesul pe care l-a manifestat ocupantul german pentru exploatarea tuturor resurselor, inclusiv o să găsim o listă cu clopotele care au fost luate de la biserici pentru a fi topite și a fi folosite la obuze și la muniție. Așa. Există situații în care persoane din apte de muncă, de aici, din județul Gorj, au fost duse să lucreze terenuri prin Bărăgan și se găseau prin Ialomița la un moment dat, deportați pentru muncă. Există tot felul de situații. Sunt în funcție de numărul de documente avute, sunt informații unele mai interesante decât altele. De exemplu, cei de la Severin au avut, să zic așa, norocul să aibă consemnate foarte bine de către primarul municipiului orașului Severin. Acesta a consemnat foarte bine luptele care au avut loc acolo. La fel, la Calafat sunt rapoartele cu primele bombardamente pe care le-a suferit Calafatul. Există niște rapoarte la Râmnicu Vâlcea de cum s-a instaurat stăpânirea germană în oraș și, mă rog, ceremonialul și toate acestea. Există și o revistă de istorie care a scos un număr special dedicat perioadei astea de ocupație. Da, și noi avem câteva documente care se referă la Victor Popescu, informație întregită de ceea ce se păstrează la Severin, pentru că o parte din grupul lui Victor Popescu a fost judecat acolo și unii au fost executați. Da. Așa. Toate acestea sunt prinse aici. Efortul, să zicem, a meritat, pentru că s-a conceput această lucrare ca un album, adică să arătăm că există, să vadă publicul și documente, că există aceste documente, nu numai imagini, fotografii, sunt și documente reale. Că așa, dacă ar fi fost să scoatem un volum de documente, acelea ar fi trecut prin prisma noastră, ar fi fost transpus, să spunem așa, și tehnoredactat
și nu ar fi avut farmecul documentul original. Așa, dacă o să vă uitați, aceste condiții grafice în care a apărut lucrarea permit cititorului să citească chiar documentul aproape deci original. Nu mai merg să distrug documentul, dacă ar fi așa, să zicem, un document foarte vechi și se întâmplă un alt lucru, adică pot să-l cercetez exact la culoarea, la calitatea scrisului din documentul respectiv. Din deci, practic, e la dimensiunile de A4, deci se pot exact cam la dimensiunea documentului, practic. Poate chiar în condiții grafice mai bune decât originalele. Și nu sunt... Deci e o constatare de data aceasta, ca să nu mai vorbim de fotografiile foarte interesante. Deci un volum care ar fi bine la momentul când, nu știu ce tiraj o să aibă, dar pe lângă biblioteci, care sper să aibă un asemenea volum, ar fi bine să fie și în anumite, și în bibliotecile particulare care se respectă. Pentru că e necesar, adică e o reușită a serviciilor de arhivă din cele 5 județe ale Olteniei. De fapt, aș putea spune un cadou din partea arhiviștilor pentru centenar, pentru centenar cu ocazia centenarului primului război mondial. Ce trebuie să mai știe telespectatorii, că nu sunt documentele grupate pe județe, sunt documentele puse în ordine cronologică. Destul de interesant. Regiune, pe toată regiunea. Da. Să-ți formezi tot așa... e la modă regionalizarea, tot e la modă, zicem că deja depășim granițele mici ale comunelor, județelor, chiar la anul viitor tot se împlinește și 50 de ani de la ultima reformă administrativă. Poate între timp ne gândim să facem și acea regionalizare de care se tot vorbește și nu s-a mai făcut nimic în direcția respectivă. Dar, întorcându-mă la rolul arhivelor și pentru că suntem într-o zi specială, de fapt, sunt câteva mesaje care au venit. Unele sunt întrebări, unele sunt nemulțumiri și unele sunt... Deci s-au adunat vreo 7-8 mesaje. Una dintre ele spune așa: felicitări arhiviștilor gorjeni pentru tot ce fac, faptul că există și în presă, faptul că răspund și la solicitările oamenilor este mare lucru în această perioadă, spune cineva. Da. Mulțumim. Cineva vă întreabă care este programul la arhive și cum poate să cerceteze documente de familie despre străbunicii săi care au trăit pe raza satului Telești. Așa. Deci, pentru a cerceta la sala de studiu, trebuie să se încadreze în prevederile unui regulament care poate fi găsit și pe site-ul Arhivelor Naționale, pe secțiunea dedicată sălii de studiu. Poate veni în fiecare zi de luni, marți și miercuri de la ora 8:30 până la ora 15:30. Acesta este programul sălii de studiu. Va trebui să citească acel regulament, să vadă dacă se încadrează. Deci, în general, sala de studiu este făcută făcută pentru cercetare științifică, mai puțin pentru a se rezolva probleme de ordin practic. Problemele de ordin practic se rezolvă prin depunerea de cerere. Deci dacă ghișeu, vrea ceva de familie, ceva particular, se adresează cu cerere, nu vine neapărat în sala de duc. Nu neapărat, poate să-și facă și un studiu genealogic, o fi o familie importantă, eu n-am de unde să știu despre ce este vorba. Da, nu semnează așa. Deci nu știu despre ce este vorba și dacă se încadrează, fac completa un formular, deci o cerere, îi se va elibera permis și se vor pune la dispoziție inventarele și din acestea, mă rog, o să-i explic, pe mine mă va găsi la sala de studiu, o să-i explic ce trebuie să-și extragă din acele inventare și ce trebuie să știe persoana respectivă, ca să nu avem discuții, deci eu spun chiar de acum. Între 1832, că cel mai vechi registru de stare civilă este la 1832, pentru zona noastră, între 1832 și 1865, toate documentele sunt scrise cu caractere chirilice, deci nu sunt cu alfabet latin. Acum, în funcție de cât de școliți erau cei din administrație, există
Există, deci nu pot să spun acum cu certitudine că este Teleștiu, Șomănește sau o altă comună, dar există comune pe care această scriere ajunge și până la 1883. Dar în principiu, așa să zic, așa în proporție de 90%, dintre comune, începând cu 1866, scrierea este cea latină. Deci important, nu putem să solicităm dacă nu știm scrierea respectivă, e foarte greu să degeaba solicităm înainte de 1864, de 66 sau de 80 și ceva. Cum nu, da, eu zic că este o precizare, da, este o precizare e bine. Bună ca să știe omul despre la ce se așteaptă. Cineva spune așa, da. Ce sunt, toți bugetarii se vaită că sunt puțini, că nu fac față, dar oare noi în sistemul privat suntem suficienți? Spune cineva. Da. Da. Este într-adevăr o problemă. Cu siguranță. Dacă stăm să... Dumneavoastră sunteți din presă și acum pot să exprim și o părere personală despre unele teme care sunt în presă. Toată lumea spune, dom'le, nu vor mai fi bani de pensii. Pentru că sunt foarte mulți pensionari. Problema este alta. Deci este o problemă falsă din punctul meu de vedere. Problema este următoarea. Sunt foarte puține locuri de muncă și sunt prost plătite. Dacă ar fi multe locuri de muncă și ar fi plătite rezonabil, să știți că pentru s-ar aduna de la contribuțiile celor care lucrează, s-ar aduna suficient ca să fie întreținut și pensionari. Și așa, da. Așa funcționează sistemul. Din păcate, da. Din păcate, dacă ei sunt tot mai puțin cei care contribuie, e normal că sunt probleme de acest gen. Așa. Încă cineva care vă spune direct așa, la mulți ani, deci mulțumim. Pentru mulțumim. Arhive, și cineva care spune așa, știu că am mai încercat la arhive să aflu câte ceva despre originea bunicilor mei din partea tatălui, care se trag din zona... N-am înțeles, să știți, nu, deci nu se înțelege zona, e din zona și e un B, U, S și atât. Nu știu la ce se referă, deci chiar nu știu. Deci reveniți cu mesajul, n-au intrat în ăsta. Și un alt mesaj, felicitări pentru emisiune, felicitări arhiviștilor gorjeni, e loc de mai bine. Da, este loc de mai bine. Suntem pe final de emisiune, așa că n-o să mai putem prelua SMS-uri. Ar mai fi fost și alte lucruri discutat, însă, fiind și o emisiune festivă, să tragem și concluziile, așa, cu siguranță de arhive, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, de arhivele naționale, de arhivele gorjene, de arhive în general, este nevoie, chiar dacă suntem în epoca internetului, în epoca vitezei, a informației de orice gen, această informație care tipărită și acele documente trebuie să rămână, eu zic, trebuie să le păstrăm ca să știm de unde plecăm și unde ajungem. De acord cu dumneavoastră, tot timpul vor fi oameni care se vor întreba ce a fost înainte. Vor fi oameni care vor încerca să înțeleagă de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă în prezent și atunci vor căuta răspunsul în trecut și vor apela mereu la informații scrise, păstrate în arhive. Încă o dată vă spunem și noi la mulți ani și mulțumim. Succes în tot ce vă propuneți în activitatea dumneavoastră și personal, dar și ca instituție. Mulțumim mult! Dragi telespectatori, a fost cu noi domnul profesor Ion Hobeanu, angajat, cercetător, inspector superior, ca să nu mai fac în cadrul Serviciului Județean Gorj al Arhivelor Naționale. Vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră, la revedere!